Iată-l și pe nouarul Raicea, introdus și el în teren mai de mult odată cu Octavian Ursu. Ursu a avut timp să se remarce, a luat și un cartonaș galben pentru simulare. Raicea nu prea a apărut în joc și ocazie din nou de contraatac pentru Petrolul. Pasă cu exteriorul, frumoasă pentru același Măzărache. Măzărache mai departe, să vedem dacă vine și într-adevăr apare același Cioiu care îi pasează aceluiași Măzărache și ultimele două goluri ale Petrolului au practic același scenariu. Mă întrebam dacă Măzărache nu cumva a trimis prea în față. Minutul este deja 90 plus 4. Și Simon Măzărache sărbătorește o dublă la care probabil că nu se aștepta. A intrat în teren destul de târziu Măzărache, în minutul 80. Și atât de unde a pornit totul, un out bătut imprudent de cei de la Schellimber. Măzărache sprintează, evită faultul Mann, evită faultul Vișa. Apare însă omniprezentul Cioiu, care trimite din nou lui Măzărache perfect. Și se aude al treilea fluier și ultimul al arbitrului Sorin Vădana. Petrolul se califică în fanfar în faza grupelor din Cupa României, ediția 2022-2023. Vom afla în această seară și ultima calificată a zilei, pentru că Rapidul joacă în Giulești cu cei de la Afumați, urmând ca mâine, joi, să avem ultimele partide din această fază.